M-a ajutat în viață. Fătu, nu ajungi întreagă de seară. Unde să ajung? Întreagă ajung, dar întreagă n-am plecat de acasă, deci ok. Nu m-aș fi văzut plecând în toată distracția asta decât cu un bărbat și mi se pare că e bărbatul perfect. Am 40 de ani, mă cheamă Zaruc, m-ați mai văzut prin TV pentru că nu chiar făceam suficienți bani din modă și acum am zis că dacă tot am încercat atâtea lucruri, să văd cum e să mor departe de casă, dar va fi o onoare să mor împreună cu colega mea, Lorelai, expertă în comunicare. Unde mergem? Asta e stradă? Da. Lumea mă știe de la televizor, cred, sau mă știe de pe Instagram, din social media. Pe lângă asta, promovez ceea ce se cheamă, știu și eu, body positivity. Adică, le spun oamenilor, femeilor, tuturor, că trebuie să-și trăiască viața și să se distreze, indiferent de cum ar arăta sau ce complexe au. Trebuie să fim totuși realiste, făi. Suntem două șnițele rotunde care tu, de bine de rău, te miști. Eu nu, deci fizicul e handicapul cel mai mare. După care geamantanul, care nici nu poți să-l urc două etaje. Dar eu nu sunt sclavul fricilor, le am pe toate. Dar mă duc acolo să le rupem. Și în timpul ăsta să ne și distrăm. Deci, practic, da, e o vacanță. Ai doamnă de zile? Îi iau la înaintare, dar ei o priseră pentru doamnă, n-avea treabă cu mine. Mă cheamă pe mine, că era lucrarea de făcut. Can you take us, tu e zine? Turkish? No, Turkish. But you and me and him in the car. Ei, stai că ne pierdem timpul. Oia ne-a luat mașina când ne-a claxonat băieții pe noi, leșin. Hai să mergem și noi la mașina aia, că pe noi ne-a claxonat. Și zic, nu, tu, hai, că eu râd că ori oprit, că deja nu vezi că vorbesc. Și zic, bă, fata, hai cu tupeul. E un concurs, ce doamne iartă-mă. Și nu e ca și cum nu ne-au claxonat pe noi mai întâi. Moartea încercarea n-are, poate ne iau pe noi. Come on, guys, stai ca să zile. Și mă, da. Cu negocierilor noastre, vin colegele noastre buble. Hello, guys. Vă dați-i fa drumul de aici. Și a început circul. Ei vorbeau cu tipul, cred, superb. Cu băiatul de pe dreapta. Așa. Și noi cu șoferul și am început. You want to be my husband? Dai, fă drumul de aici, hai, urcă, aduc bagaj, urcă. Hello. I'm blind. I'm blind with you guys. E zine, e zine. Mergem, asos. Oh, asos, jocul no, 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 in that direction. E zine, e zine. Yes, 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 tamam. A zis bine, haide. Păi nu, dacă intri pe geam, eu intru pe ușă. N-ai cum să vii să-mi iei jucăria pe care am muncit-o, practic. Ok, choose the team. Îi pun să aleagă, fii atent aici. Ce? Cum să faci? Am ales. Dar eu nu ți-aș face asta vreodată. Haide, normal. N-ai cum să alegi, că noi suntem deja aici. Eu, șmecherea, am zis, l-am întrebat repede, ai Instagram, ai telefon, pentru că știam că ce interesează pe băieți. Check Lidia Buble. Stai că vă iau mașina, mă rog, pe genunchi. Nu, nu. Fake account, fake. Lupți cu toate armele pentru a continua și a merge mai departe. This is me. I'm very famous in my country. It's a hai. Nu fa! Nu mai știu ce să facă. Se uitau în spate. Nu știa cum să le zică lor să coboare pentru că vor să ne ia pe noi. Și ziceau, păi hai că vă luăm pe toți și aici. Păi n-avem cum, trebuie să alegi. Choose us! Bye! 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 Bă, ne țigărim degea, dă-te jos, haide! Da, nu cedezi, fă, ce crezi să mă faci o blondă acum pe mine, fă? Ți s-a umflat vena în gât. Toate ca toate, dar nu te iei de influencing-ul meu, fă. Nu vii tu să-mi arăți tu că o ai mai mare în social media ca mine. Nu, și gata, eu mă dau jos, gata, gata, nu, ne dăm jos. Nu, dar n-a fost așa. We switch, ia, take them. Du-te, că eu nu mă țigăresc, fă, că mi-o prește mașină, vreau în viață, pa, hai, du-te. Gata, fă! Hai, plecați odată, mai stau după voi! Mi s-a părut puțin agresiv comportamentul ei, dar mă, cumva e de înțeles. Da, e competiție. Pentru că și... e o competiție, cumva am înțeles da, că s-a ofticat. Că na, efectiv au fost puși în situația în care se dea jos dintr-o mașină, da? Ca să urcăm noi. Eu pot să fac în viața asta ce vreau, nu o să iau mașina de la Lidia Buble dacă nu se dă de lângă ea. Dar nu era mașina ei, fă, eram în pe banchetă deja. Da, e adevărat! Do you speak English? Nu. No, don't. You don't speak English? Femeia nu înțelegea niciun dar Lorela îi dădea în continuare în engleză și eu eram din ce în ce mai obosit. Putem dormi la tine? Taci, fă, facem o coreografie a delfinului care să-i semnaleze bietei femei că vrem să invadăm teritoriul. Noi doi ne-am dorit să dormim la dumneavoastră în casă.
pentru că ea nevrând să se dea la o parte din poartă sau deschizând-o de strata. Ia și vrea să-i facem dintre astea. Nu am eu ce ghizuze. Ok, mulțumim că n-ați chemat poliția. O sâmbătă seară plăcută, doamnă. La revedere. Și râdea asta din curte la noi ca o nesimțită că nu ne-a ajutat. Și taman, taman. Și taman, taman. Și-și mai chema și celelalte prietene de vis-a-vis de mai sus, le-am auzit după aia râzând. Vreți și dumneavoastră o coreografie? Eu mă îndoiam că doamnele din drum chiar aveau unde locui, dar nu mai conta. Oricum, dacă tot eram în mood de făcut performance artistic... Bună seara, doamnelor! Noi doi am dorit să dormim la dumneavoastră în casă. Să poate... După ce am terminat cu pământul, ne-am ridicat ochii spre cer în speranța că cineva de sus te răspunde. Hello! Am luat-o biblic tot sezonul ăsta și te-a dat cu ochii de o doamnă cu un prunc, de o fecioară cu un prunc în brațe. În brațele ei. Can we sleep with you until police is coming? Yes! Pe minaretul fă ăsta! Asta ești... Avem concurență la entertainment. Căreia Lorelai a început să-i se ofere care grijă de copil. Sfă! Eu nu mă duc acum într-o casă la Țărănoaia, unde habar n-am dat au apă, ca să mai fiu și bonă pe 0 lei și 25 de bani. Lasă-mă în pace! Are ușor! Ai făcut orice! Nu fă, lasă-mă dracu, mai bine dorm în drum. De ce să am grijă de copilul femeii? Ce l-am făcut eu? Nu, mulțumesc frumos! Bye! Auzi, dar... Ați fost un public minunat! Oricum, am terminat-o și cu turneul nostru internațional în Oi, Noi, Nino, Nino, Nino. Noi nu terminam, dar s-a terminat ulița, nu mai era nimeni pe stradă. Și atunci am decis să părățim scena goală și să ne întoarcem la vale, principală. Să oprim oamenii, să vedem care. Uitați ce luminiță. Ne-am dus la vale, unde se vedeau girofarele poliției și am presupus că sunt surorile Buble. Deci pe amărția de cum. Ia uite, fă, ce proaste suntem noi, ne-am dus sus și ai petrecere aici. Le-am găsit pe astea sprijinite de un perete de casă, sub atenta observarea jandarmeriei locale. Voi știți să montați un cort? Dar putem să reținem în brațe toți patru? Nu punem aici dormi până dimineață. Eu nici mi-am luat haine groase. Dar auzi, dar dacă tot vine poliția, nu... Eu mă gândeam să ne ia acasă la ei, că nu înțeleg. Dar la secție. Și că n-ar strica o noapte la bulan. Ula! Vai, ce bine că ne-am lipit de voi, nu știu dacă am și noi. Baba, eu aduceți bine cu noi, vedeți? Bine, bravo, bravo! Mulțumim, bravo, fetelor! Sărut mâna tanti! Am avut cea mai inedită cină de până acum, pe trotuar, cu Zaluc și Lorelai, cu jumătate de sat, cu poliția de față. Am primit biscuiți să mâncăm și dintr-o dată o nouă intervenție divină. Domnul arată primar, s-ar putea să dormim în primărie. A, e deschis acolo la primărie? Bună seara! Omul s-a oferit să ne găzduiască pe toți patru. Te șechiur! Te șechiur, Ederim! Astfel făcut că nu ești vieță nicio limbă. Hai, dacă plecăm. Și am luat-o ca cei patru cântăreți din Bremen, de brațetă, pe urmele motociclete. Ulițele din Oi, Noi, Nino, Nino, Nunu. Hai, Asia Express continuă! Nu știu cum să-l țin să n-atingă pe jos. Țin un pic asta. Ce să zic? După ce am trecut peste șocul acesta inițial, am înțeles că ar putea fi util, totuși, ca măcar o dată în viață să ai experiența acestui gen de umilință. Așa, acum vă rog să mă trimiteți pe fan curier la casă, la mama. Și acum culcă-te, stai. În momentul în care m-am încosciugat în sacul de dormit, în încercarea de a nu mă atinge de nimic, e ca și cum m-aș fi întors în minere care m-a pus să vin aici. Dacă singura problemă e că eu cam dorm pe o parte și nu cred că ar trebui să stau așa, știi? Recunosc că am închis ochii și am vrut să-i mulțumesc Dumnezeu că măcar atâta lucru am avut. Hai că e bine, suntem bine, suntem vii, suntem în Asia Express, vacanță, ce? În tabără la Pucioasa era mai altfel. Hai că o să dormi super bine, mamă, e destul de comod. Oh, Doamne! V-ați demachiat că și eu trebuie să mă demachez.
Ți-aduc eu alea acolo, nu te deranja din așa, ești bine. Dacă nu te demachezi, ți-l mănâncă gândaci în noaptea asta, pe capul. Te trezești lință toată. De cârcălaci, de ăsta de șes de aici, din saltea. Dar suntem bine. Puteam fi mai rău. Puteam fi mai rău. Unde? Nu știu, e greu de imaginat, dar puteam fi mai rău. Hai la culcare, toată lumea. Îmi spun asta în continuu în cap. Puteam fi mai rău. Stai! 1, 2, 3! Stai! Haide, mai să o dată! 1, 2, 3! Țași când numai țași când aer n-a ieșit, fă! Hai, odată! Stai, hai, odată! Hai, odată! Numai țași când aer n-a ieșit, frate, pentru că sărisem 30 de ori țași când aer, când mai aveam un pic și le spărgeam pardoseala pământul și se desfăcea pământul și intram în iad. Nu știu cum să dau cu declanșoarea din aia automată, să-mi iasă mai multe. Că ți-aș face un video și după aia îl transform în... Failele alea, tu ai nebunit? Tu crezi că eu stau aici să editez poze, haide, să scot dintr-un video poză ca... Hai, hai, hai. Poză, băga mea și... 1, 2, 3! Ea nu prinde, mă, nu știu ce naiba. Țașcă în aer, țașcă în aer, țașcă în aer, țașcă în aer. Păi fă 1, 2, tu la 3 faci poza, făi. Dar eu ce-am făcut, fă, până acum și tu mă filmai? Păi, Lorelai, ți-am făcut 10 poze țopăind. Da, și acum de ce te agiți? Și ce vrei să faci? Pentru că vreau să plecăm de aici ca să nu fi făcut asta degeaba. Haide, ieși un pic de aici și să mai fac poze, că nu știu să ieși aici, gata, hai. 1, 2, 3. Pozează! Pozez, pozez în continuu. Vezi ce a ieșit? Nu mai țipa, fă, nebună. Și-am explodat. Păi dă-o un fă. Am terminat de probă, te-am pozat, am făcut lookbook de poze și au venit din urmă. Cât aștept în continuu să tragi o poză. Dar nu merge, ce vrei să zic? Habar n-am, vino și explică-mi cum faci tu, că nu merge, nu-mi dau seama de ce nu merge. Am explodat spre rușinea mea, așa cum n-am crezut vreodată că aș putea să o fac. Fă, Lorelai, sare mea acum fără număr, ia, hai! Da, așa vrei să sară? Dar trebuie să sară doar unul sau amândouă? Ia uite, fă la mine, câte poze ai sărită sărind, că trebuie să apeși butonul! Nu mi s-a întâmplat de multe ori să am așa de răbufniri. Nici nu știu de aici! Băi, dar... ești blogăriță, pe bune mă inerzi! Lavoro, lavoro. Mi-a cerut un preț exorbitant. E un bel lavoro. Però io ti dico questo. Eu fac rochii, îți fac una la București, ți-o aduc aici și o vinzi pe cât vrei tu, dăm rochia că te omori, eu nu mai am alți bani. 300 ce quante, dai 300 ce quante. Ma sei pazzo? Ma tu mi vuoi rovinare? Ma cos'è qui? Oh, ia, ma si che dove, si che dove. Ehi! Orșa când l-am venit, merda! Ma pensavo che questa sia un'azienda rispettevole, ma no! L-am făcut escroc în italiană, gen în glumă, îi spuneam cam ce aș fi spus și fără zâmbetul pe buze. 200, haide, pachetează, pachetează cu 200, hai! 200, e un pic mai mult decât căciula, dar totuși căciulă, rochie. Mătănile le-am scos la 30 de lire. Și noi cheltuiam ca proastele, habar. Bă, asta e stânga și tu te duci cu dreapta, nebunule! Sting! Când mi-am dat seama că nu mai funcționează comenzile vocale, am început cu astea manuale. Stai, da, așa vrei să mergi? Stânga! Stânga! Mult stânga, că eu sunt aici! Pentru că eu ziceam stânga și-o luat dreapta și ziceam dreapta și-o luat stânga. Și atunci am început să fac așa, cu mâna să-l ating. Acum ne îndreptăm un pic spre dreapta. Asta-i dreapta, dreapta, ce drept, nu ne mișcăm. Perfect, perfect, croazieră. S-o cară în roaba lui Dumnezeu, printre jaloane, e legat la ochi. Era efectiv ceva de neratat. Azi Express a fost exact ce promitea. Ideea nu e că eu nu pot duce experiența aceasta Asia Express. Ideea este că una este să o duci și alta este să faci performanță în ea. Și la modul real, noi cam am terminat expediția pe bune Asia Express și au rămas în competiție competitori. Cred că n-am să mai trăiesc niciodată așa ceva. Nu știu nici dacă mi-aș dori vreodată să retrăiesc multe din ce am trăit, dar cert este că n-aș da nimic înapoi. Pentru mine, de fapt, marea parte din Asia Express a fost ce am trăit cu tine și mă bucur că am trăit foarte multe lucruri cu tine și
aceste jocuri pe care nu le-am făcut niciodată în viața mea și nu știu dacă tu le-ai făcut, dacă le-am făcut împreună, habar n-am, că ne-am dat cu bărcuțele, că ai plimbat cu o roabă, că ne-am toate tâmpenile astea pe care nu știu dacă le-aș făcut vreodată. Mi se pare super că le-am făcut cu tine și că am fost aici împreună. Am făcut și tricouri, am alergat și pe coclauri. Bulici și picioarele. Ce să zic, e foarte tare. Băi, mulțumesc Azi Express. Și da, bă, să știi că nu regret nicio secundă faptul că am decis într-un final, în ciuda tuturor fricilor mele, să vin aici să le explorez și să le înving.